Andrei Cobălaș, Vadim. Este un jucător foarte important în echipă. Ne-am pierdut ambii transformări și Matev, numărul 2 pe această listă, a ieșit din teren. Vedem pe Cobălaș. Este o reușită. Da, o reușită. Două puncte mari pentru Moldova, care conduce cu 36-25 pe acest final. Dragi prieteni, putem spune că am câștigat la Gdynia, dar să nu anticipăm. Mai este ceva timp și sper ca lucrurile să nu ia vreo întorsătură și să se întoarcă împotriva noastră. Să vedem că avem jucători foarte buni. Dacă...